simpaticilor, luna decembrie clar este luna cadourilor, dar și a decorațiunilor de poveste, așa că săptămâna aceasta la rubrica de deco vorbim despre subiectul meu preferat și anume decorațiunile de Crăciun. Așa că să înceapă decorarea! Daniel, ești înconjurat de bodyguards? Da. Mi-a luat cei mai buni soldăței. Înainte, încă nu mă ascultă, dar eu mă străduiesc. Să știi că o să vedem foarte mulți spărgători anul ăsta. Văd că mai ai în mână un brăduț din turtă dulce? Nu e chiar un brăduț din turtă dulce, să nu mâncați. Dar o să vedem foarte mult trendul acesta apărut de anul ăsta și mai ales la anul o să vedeți că o să fie peste tot macarons, bomboane, acadele, turtă dulce, o să le vedem în braz, pe case, peste tot. Dar sunt, te rog, se poartă o anumită culoare? De Crăciun, singura regulă principală este să fim copii și să ne jucăm. E adevărat să nu, știți că eu auz asta, să nu punem chiar prea multe culori, dar anul acesta, ce credeți? Care este culoarea Crăciunului? Crăciunul a fost atacat de sindromul Barbie. Deci rozul, se poartă rozul, putem să folosim o grămadă de roz. Ce figurine putem să punem în locuința noastră? Pornind de la coronița de ușă, care n-ar trebui să ne lipsească, o coroniță pe masă sau un aranjament de masă și nu trebuie să ne lipsească, bineînțeles, un brad de Crăciun. Da, dar în rest putem să adăugăm oricât de multe chestii. Bineînțeles că putem să ne cumpărăm pentru casă câțiva spiriduși dintre ăștia. Putem să mergem ori pe variante. Depinde și cum e după locuință. Ai o locuință mai mică, ți-ai un spiriduș mai mic. Ai o locuință mai mare, atunci poți să-ți iei un spiriduș dintre ăsta mare pentru că se va potrivi foarte bine. Sau putem să ne luăm niște cutii dintre ăstea poștale cu Moș Crăciun. Arată foarte frumos, mai ales dacă cumva organizăm acasă o petrecere cu copiii. Atunci cred că copiilor le va plăcea foarte, foarte mult să pună scrisorile către Moș Crăciun în cutia poștală. Putem să adăugăm în casa noastră și niște globuri dintre astea frumoase. Sau putem să adăugăm tot felul de îngeraș, prințese, zâne. Și uite, altă decorațiune frumoasă pentru casă, care e decorațiune 2 în 1, dacă cumva intrăm în criză de timp și nu mai avem timp să ne cumpărăm cadouri, putem să facem cadou un carusel muzical. Ce trebuie să ținem cont, mai ales atunci când ne alegem decorațiunile de Crăciun, este de culorile pe care le avem în casă. Dacă avem, să zicem, o casă în care totul este alb, bej, gri, tonuri foarte deschise, atunci putem să mergem pe foarte multe culori, mai ales dacă avem copii, lor le vor plăcea și roșu, și auriu, și baro, și chestii de genul ăsta de Crăciun se potrivesc. Dacă, în schimb, avem o casă care este deja în culori puternice, dacă avem o casă care e cu câțiva pereți, accente verzi sau albastre sau chestii de genul ăsta, atunci ar trebui să reducem cât de mult numărul de culori, pentru că deja casa este populată de culori. Nu-ți face griji că acest red în mărime naturală, ce crezi, mă ține, este făcut în așa fel încât să țină până la 60-70 de kilograme. Bine, eu am un pic mai mult. Și mai vine și Crăciunul, mai vorbim ceva, dar nu mai zice la nimeni. Contează să ne bucurăm, contează să fim copii, contează să primim și să dăruim, pentru că la urma urmei de Crăciun, asta este cel mai important, ceea ce simțim. Și important este să ne simțim bine. Vorbește lumea.